după îndemn să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola 1 Ioan și să citim cuvântul lui Dumnezeu cuprins între versetul 1 și versetul 6. Să ascultăm. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați de credință, în această zi sunt onorat și bucuros să ne putem reînnoi părtășia, auzindu-l pe fratele Andrei, de câte ori a venit la dumneavoastră până acum. Eu vă mărturisesc că le-am pierdut șirul. Mă bucur să fim astăzi împreună din nou. Este o zi de sărbătoare în biserica dumneavoastră. Dumnezeu să fie lăudat pentru binecuvântările pe care le lasă în mijlocul poporului său. Și aș începe dimineața aceasta printr-un cuvânt de mulțumire pe care îl adresez întregii biserici pentru sprijinul în rugăciune și cu ajutor financiar și cu ajutorul brațelor la Institutul Teologic Clinic Costal din București. Dumnezeu să vă răsplătească. Frate Daniel, frate Casian, frate Gabi și mulți alți frați, să vă răsplătească Dumnezeu și să vă binecuvânteze. Noi suntem bine, suntem sănătoși și acolo la școală lucrurile merg înainte și la biserică în Sibiu. Frații vă transmit har și pace în numele Domnului nostru Iisus. Torcându-ne la cuvântul pe care l-am citit, m-am rugat Domnului cu privire la ce e bine să împărtășim astăzi și în urma rugăciunii, dar și a sfătuirii frații slujitori, am socotit că este potrivit să ne apropiem de o temă care este necesară mereu în biserici, necesară pentru credincioși, și anume cum să evaluăm darurile Duhului și, în mod deosebit, cum să evaluăm profeția. Asta este întrebarea la care, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această dimineață am dorit să zăbovim. Nu mai trebuie să spun faptul că în Biserica lui Dumnezeu, în adunările noastre, manifestarea darurilor duhovnicești este o realitate. Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, Dumnezeu lucrează prin darurile Duhului Sfânt în mijlocul bisericii și în zilele noastre. Credem cu toată inima că Dumnezeu botează cu Duhul și că împarte prin Duhul daruri și că între aceste daruri este și darul profeției, prin care Dumnezeu ne vorbește aducându-ne mesaje din partea Lui. Este adevărat că pe alocuria sunt oameni care pun sub semnul îndoielii actualitatea acestor manifestări, lucrări ale Duhului, dar acest lucru vine din lipsă de experiență. Adeseori am auzit pe unii oameni spunând: voi acolo în adunările voastre vă bazați foarte mult pe experiență și vă construiți învățătura pe experiență. Și eu am zis așa în glumă: să știți că aveți în parte dreptate, dar la dumneavoastră este altfel. Voi vă construiți învățătura pe lipsă de experiență. Noi măcar avem o experiență, asta n-aveți. Și din lipsa de experiență faceți o teologie, spunând că nu mai sunt daruri. Adică lipsa de experiență a devenit sursa enunțului teologic. După cuvântul Domnului, manifestarea darurilor duhovnicești este o binecuvântare lăsată de Dumnezeu în biserică până când Domnul va veni. Cu siguranță că în privința aceasta
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim foarte atenți, pentru că în acest spațiu pot să apară erori, pot să apară exagerări, care dacă nu sunt bine înțelese și așezate, pot să ducă la pagubă. Și de aceea am socotit că este necesar să ne apropiem de această temă. Cum să judecăm profeția? Încă de la început aș vrea să subliniez că o manifestare care se numește profeție ar putea să aibă trei posibile surse. Prima sursă este cea de la Dumnezeu, pe care o dorim și pentru care ne rugăm. A doua posibilă sursă este reprezentată de îndrăzneala omului. Și omul poate să aibă curaj, îndrăzneală și într-o stare de confuzie fiind, să spună așa vorbește Domnul, când de fapt a fost părerea lui, opinia lui, ideea lui, pe care a afirmat-o cu autoritatea unui cuvânt rostit de Dumnezeu. Genul acesta de îndrăzneală este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acela care ia cuvântul lui și îl numește cuvânt al lui Dumnezeu, face înaintea lui Dumnezeu păcat. Există și această posibilitate. Cineva, mânat de un entuziasm personal, de un curaj, de o îndrăzneală nesocotită bine, să își confunde propriile lui idei și gânduri cu revelații din partea lui Dumnezeu și apoi să le comunice ca fiind revelații de la Dumnezeu. A treia posibilă sursă este reprezentată de duhuri de rătăcire, de ghicire, sursă demonică. Și această sursă este posibilă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre ea și ne atenționează că e posibil ca în anumite circunstanțe duhuri rele să ia în serviciu pe oameni pe care să îi deghizeze ca profeți și prin care să încerce să strice Biserica lui Dumnezeu, familiile și pe credincioși. Misiunea noastră este să discernem care dintre aceste surse este de la Dumnezeu și pe ce criterii hotărâm dacă un mesaj este de la Dumnezeu sau nu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l subliniem este că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ne poruncește, stimați frați, ne poruncește să evaluăm prorocia. Avem o opinie, oameni sinceri, cu frică de Dumnezeu, dar care se tem să ridice întrebări dacă un mesaj vine de la Dumnezeu sau nu, teama aceasta hrănindu-se din frica de a nu cumva să supere pe Dumnezeu sau, cum s-a mai zis câteodată, să hulească împotriva Duhului Sfânt. Am întâlnit situații, oameni care nu erau mânați de Duhul lui Dumnezeu, se numeau proroci, și care abuzau de adunare zicând, n-ai voie să judeci, asta e hulă împotriva Duhului Sfânt. O asemenea interpretare este falsă. Orice slujitor, predicator, cântăreț, proroc sau orice ar fi, care se sustrage dării de seamă în fața bisericii și judecății bisericii, este un slujitor fals. Asta nu o negociem cu nimeni. Cuvântul Domnului ne învață să dăm seamă unii altora și să dăm socoteală de noi în fața celorlalți. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să evaluăm prorocia. Ne cere să evaluăm prorocia. În privința aceasta există două extreme. Prima extremă este reprezentată de extrema celor prunci în Hristos, pe care am putea numi, cu respect, dar trebuie să-i numim, naivi, creduli. Orice se spune, primesc. Orice aud, acceptă. Le este frică să ridice întrebări, să evalueze, să pună sub semnul îndoielii anumite mesaje. Această credulitate o regăsim în biserica din Corint, în care biserică darul profeției nu era administrat bine, după cum nici darul vorbirii în alte limbi. De aceea apostolul Pavel a spus bisericii din Corint că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Se cerea să se facă această judecată. Extrema a doua este extrema scepticismului.
Oameni care se mută pe celălalt spectru pun totul sub îndoială. Ei spun, avem Biblia, ne conducem după Biblie, lucrare de prorocie este o lucrare cu primejdie și decât să ne expunem riscului, mai bine fără. Scepticism. Această extremă o regăsim menționată în Epistola 1 Tesaloniceni, unde Apostolul Pavel spune credincioșilor așa, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun și feriți-vă de orice vi se pare că este rău. Deci, acolo prorocia era disprețuită, în partea cealaltă, în Corint, credeau totul, fără niciun fel de discernământ sau cu puțin discernământ, și nici într-un fel și nici în celălalt n-a fost în voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne învață echilibru între deschidere pozitivă, trebuie să avem această deschidere pozitivă față de lucrarea Duhului, și în același timp o continuă stare de veghe și de vigilență, ca nu cumva să se strecoare ceva ce nu este de la Dumnezeu. Această vigilență, această veghere, această continuă deschidere a ochilor este făcută în același timp cu o deschidere pozitivă. Domnul lucrează, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu comunică prin darurile Duhului. Eu nu știu cum este în biserica noastră, nici n-am întrebat. Noi în biserica din Sibiu sunt frați proroci pe care Dumnezeu îi folosește când ne rugăm în cadrul bisericii, sunt mesaje la adunări și duminica și seri de rugăciune, după cum dă Dumnezeu. Avem această deschidere, dar nu-i loc pentru oricine. Nu oricine se numește proroc are ce căuta pe acolo, numai dacă este slujitor al lui Dumnezeu. Deci vigilență cu deschidere pozitivă, încurajând lucrarea care vine din partea lui Dumnezeu și oprind orice încercare falsă de a se infiltra, infiltrare a lucrării lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu. Biblia, așa cum am spus, ne învață echilibru. Câteva dintre textele biblice pe tema aceasta aș vrea să menționez. 1 Corinteni 14, versetul 29 la 33, cuvântul Domnului spune că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Deci ni se cere să judecăm. 1 Tesaloniceni 5, 19 la 22. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. 1 Ioan 4 cu 1. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, căci în lume, ci cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Deci, pornind de la această constatare că în lume, în vremea lui Ioan, au ieșit mulți proroci mincinoși, Duhul lui Dumnezeu, prin Apostolul Ioan, a cerut bisericilor să cerceteze duhurile și să nu dea crezare oricărui duh. Adică se cerea să fie abandonată naivitatea, să se meargă spre maturitate, spre echilibru, o deschidere pozitivă și în același timp o atitudine de veghere, pentru că în lume au apărut mulți proroci mincinoși. În acest context, Domnul Iisus, în predica de pe munte, spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lup răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Iată, și în învățătura Domnului Iisus este această atenționare. Cercetați duhurile, cercetați prorocii. Și în Vechiul Testament găsim această învățătură. Deuteronomul 13, 1 la 5, 18, 20 la 22 și în aceste locuri ni se aduce această învățătură. Deci, în concluzie, uitându-ne în Biblie cu atenție, putem spune cu convingere că Dumnezeu rânduiește în bisericile sale darul prorociei și că se cere credincioșilor să aibă o deschidere pozitivă față de această lucrare, așteptând ca Dumnezeu să le vorbească, în același timp păstrând o vigilență continuă, o stare continuă de veghere, care să preîntâmpine eventuale uneltiri ale celui rău, care prin proroci mincinoși, inspirați de duhuri necurate, sau oameni care din îndrăzneala lor vorbesc punând în seama lui Dumnezeu propriile lor înțelegeri și gânduri și câteodată frici și altodată supărări. Cam întâlnit și situații de astea. Au fost supărat pe cineva și au prorocit. Doamne, ce păcat!
Să ai pe cineva o mânie și să vorbești că Dumnezeu îl pedepsește, să te crezi și proroc, asta e grav. Sigur că nu e nevoie de multă minte ca să faci păcate de astea. Da. Cuvântul ne învață, așa cum am spus, echilibru. Și acum să mergem spre miez. Cum să evaluăm prorocia? Ce este de făcut practic? Vom împărți cuvântul în două părți. Prima parte, cercetând profetul sau persoana profetului. Când spun persoană, mă refer la slujitor, la om. Fac aici precizarea că aceste criterii, cercetând persoana acelui slujitor, sunt valabile nu numai în dreptul prorocilor, ci sunt valabile și în dreptul evanghelistului și a păstorului, sunt valabile în dreptul cântărețului, a oricărui om care se numește slujitor al lui Dumnezeu, indiferent de darul pe care l-a primit de la Domnul. Așa că aceste criterii, evaluând în dreptul persoanei profetului, sunt larg aplicabile și astăzi, sigur, cu un accent pe partea de profeție. Apoi, sigur, după ce evaluăm persoana profetului, trebuie să ne gândim la evaluarea mesajului transmis. Astea ar fi cele două direcții. Să le luăm la rând. Întâi, cercetând persoana profetului sau a slujitorului. Ce ar trebui, după cuvântul lui Dumnezeu, să avem aici în atenție? La ce să ne uităm? Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în față câteva criterii foarte importante. Primul dintre ele, perseverența în învățătura Sfintelor Scripturi. În această privință, 1 Ioan 4:1 spune așa: Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Aici este vorba de mărturisirea învățăturii sănătoase cu privire la întruparea Domnului Iisus. Lărgind un pic principiul, învățătura este următoarea. Orice slujitor al lui Dumnezeu, orice proroc care vine din partea lui Dumnezeu, nu va umbla cu erezii. Nu va strica învățătura sănătoasă a Scripturii. În credința lui, în învățătura lui, va îmbrățișa învățătura Sfintelor Scripturii. Nu va umbla cu erezii. Nu e posibil ca un om al lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu când prorocește, să creadă erezii nimicitoare și să învețe pe alții erezii, negând învățătura Scripturii. Dacă în el e Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-l conducă și în adevărul Scripturii. Nu-i posibil ca astea două să meargă împreună. De aceea Ioan a zis aici, Duhul lui Dumnezeu îl cunoaște după aceasta. Dacă neagă întruparea, cum era acolo o problemă punctuală, nu-i de la Dumnezeu. Putem constata și în vremurile noastre oameni a căror învățătură e pe lângă Scriptură și pretind că sunt slujitori al lui Dumnezeu. E un criteriu foarte important și în privința aceasta niciunul dintre noi să nu facă nicio concesie. Apoi, al doilea criteriu ține de atitudinea profetului față de muncă și față de bani. Asta este o chestiune un pic mai practică. După Scriptură, lenea este un păcat. Lăcomia de bani este alt păcat. Lenea și cu lăcomia merg mână în mână. Astea fac tovărășie în unitatea păcatului. În ce privește acest criteriu de evaluare, încă de pe la sfârșitul secolului I, în anul 90, poate 100, 110 după Domnul Iisus, a apărut o carte, se numește Didahia. Și în cartea aceasta vom întâlni criterii, printre altele, și criterii de evaluare a prorociei. La un moment dat acolo spune așa: dacă vine la tine un proroc sau un învățător și stă la tine mai mult de 3 zile, a treia zi să-l chem cu tine la muncă, să muncească. Dacă nu vrea să muncească, este un proroc mincinos, să n-ai frică de el. Atitudinea față de muncă. Și pe atunci, ca și pe acum, mergeau de colo-colo, profitând de ospitalitatea credincioșilor, de dărnicia lor, și uite, așa își duceau zilele. Cuvântul lui Dumnezeu
ne vorbește despre principiul muncii. Cine nu dorește să muncească, nici să nu mănânce. Apoi, tot în Didahia, privitor la lăcomia de bani, spune așa: dacă un proroc îți cere bani, este un proroc fals. Deci, criterii practice de evaluare. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Sigur că oamenii pot vorbi în multe feluri și știu ei cum să bată șaua ca să priceapă calul. Nu? Că așa te și consider. Da. Am vrut să spun alt cuvânt, cam cum gândesc ei câteodată despre aceea pe care înșal. Atitudinea față de muncă și față de bani. Al treilea criteriu care ține de persoana lucrătorului. Atitudinea față de biserică. Un om al lui Dumnezeu, predicator, evanghelist, cântăreț sau profet, un om al lui Dumnezeu va avea o înaltă atitudine de respect, de prețuire și de recunoaștere a bisericii lui Dumnezeu. Un proroc care vine din partea lui Dumnezeu nu va dezbina niciodată biserica. Nu va bagiocori biserica și nu va ocoli biserica. Oamenii lui Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu, lucrează în unitatea bisericii. Nu o dezbidă, nu o bagiocoresc, nu o ocolesc. Cum se face că unii proroci n-au îndrăzneală să prorocească la adunare? Dar-și fac locurile lor pe la case, unde... Și când îi întrebi, zice, da, da, acolo nu cred. Fratele Brie nu crede, respinge lucrarea. Da? Nu o respinge. Numai pe a ta. Nu pe a Domnului. Acei proroci care vorbesc de rău pe păstori, cum că nu acceptă lucrarea Duhului Sfânt și auziți vorbind de rău pe slujitori, că ei nu acceptă lucrarea Duhului și de aia nu se duc la biserică și de aia zic părăsiți biserica și aia e biserică și fac ei așa. Îi semn că nu-i de la Dumnezeu lucrarea lor. Frații mei, nu vă lăsați înșelați. Eu spun aceste lucruri ca unul care crede cu toată inima lucrarea de prorocie. Și o încurajăm și ne rugăm să dea Dumnezeu această lucrare. Dar aici e loc numai de lucrare curată a lui Dumnezeu, nu de oameni care, profitând de dorința noastră după o lucrare de la Dumnezeu, să ne înșele. Deci, atitudinea față de biserică. Încă un criteriu foarte important ține de așa numitele accese de grandomanie. Un proroc care vine din partea lui Dumnezeu este caracterizat de smerenie, de ascultare, de cumpătare, de echilibru. Peste el se vede o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. În partea opusă sunt aceste accese de grandomanie, mândrie, aroganță, blăudăroșenie, exagerare. Relatează experiențe că te miri. Numai în viața lui s-a întâmplat așa. Nici la Pavel nu s-a întâmplat așa. Și ne ții unul călca pe iarbă în rai și să mișca iarba nu știu cum, altul... Și adunările stau să uită, ce lucrări, ce descoperiri. Genul acesta de exagerări, stimați frați, nu sunt inspirate de la Duhul lui Dumnezeu. Ele se izvorăsc în tot felul de înțelegeri. Ce să mai vorbim de această atitudine ostilă, de autopromovare și de înfumurare, de infatuare. Odată, un asemenea, a vorbit acolo în cercul lui, nu-i nimic, mergem noi la adunare și le dăm o prorocie că îi punem la punct. O asemenea expresie nu se va regăsi niciodată pe buzele unui profet mânat de Duhul lui Dumnezeu. Astea sunt accese de grandomanie. Iar dacă le veți auzi în gura unui predicator sau unui păstor, să-i spuneți să te pocăiești. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni smeriți, modești, au un alt respect față de biserica lui Dumnezeu, nu se ridică deasupra nimănui și cu mare, mare respect slujesc lui Dumnezeu. Legat de această parte, respectul față de biserică. Uneori am întâlnit situații când
Oamenii obraznici au ocolit autoritatea conducerii bisericii locale. Mergând acolo și căutând ei să facă și programul și toate. Mie mi s-a întâmplat asta la biserică la noi, într-o seară de marți. A venit fratele profet să pună rânduială. Și m-am uitat așa, împiram și nu-mi coace. Dar ta cine ești? Și omul lui Dumnezeu. Și în ce biserică ești membru? În biserica Domnului Iisus. No, până atunci, pune-te acolo jos și să nu-ți mai aud vorba. Cine, când îl întrebați în ce biserică este membru, n-are adunare în care e membru, n-are slujitor, păstor față de care dă seamă, n-are duhovnic la care să se mărturisească, nu-i nimeni asupra lui, numai Dumnezeu e mai mare decât el pe pământ. Asemenea ființe nu sunt slujitori lui Dumnezeu. Ia întrebați, în ce adunare ești membru? Biserica Domnului Iisus, de unde? În Sibiu, da, pe ce stradă? Păi a Domnului Iisus, că nu e membru nimănui, nu dă seamă nimănui. Asta este criteriul de evaluare. Și la asta trebuie să ne gândim. Mai există încă un aspect, și el important, ține de moralitate. Caracterul moral al profetului. Aici este vorba de trăirea în sfințenie. Sfințenia este fundamentală, este foarte importantă. Este un element distinctiv al identității creștine. De aceea și Domnul nostru Iisus a spus că pe prorocii mincinoși vom cunoaște după faptele lor, după roadele lor, adică după fel, care e fapta în contextul predicii de pe munte? Felul care, în care păzește predica de pe munte. Aia e rodirea. Iisus a spus, predica acolo arată cum se trăiește viața de credință, cum se trăiește din punct de vedere moral, ce e păcat, ce nu e păcat, ce e drept, ce e nedrept, cum trăiește creștinul, cum e viața, cum se supune predicii lui Iisus. Și acum Domnul Iisus spune, vine la tine cineva care zice că este slujitorul lui Dumnezeu, proroc de la Dumnezeu. Cum îți dai tu seama dacă e sau nu de la Dumnezeu? Răspunsul e simplu, trăiește după predica de pe munte sau pentru el cuvintele lui Iisus nu fac doi bani? Viața lui e transformată, e curată, iubește pe Dumnezeu, iubește dreptatea lui Dumnezeu, se separă de păcat, de nelegiuire sau trăiește în compromis moral. Nu e posibil ca un slujitor, un om al lui Dumnezeu, în timp ce servește pe Dumnezeu și prin el vorbește Duhul prorociei, să trăiască în adulter. Să înșele, să mintă. Să încurajeze dezbinări, să provoace certuri. Și câte altele care țin de profilul moral. Trebuie să avem foarte mare, mare grijă aici, stimați frați. Și acest principiu ține de o mai largă aplicare. Nu e doar de prorocie, ci este vorba de orice om care se numește om al lui Dumnezeu. Noi trăim vremuri în care este prețuită în multe locuri mai mult decât integritatea, este prețuită prestația religioasă, reprezentarea religioasă a cuiva care predică sau prorocește sau cântă. Cum trăiește, nu prea interesează pe oameni. Dacă predică bine, cântă bine, prorocește frumos, e de căutat. Dacă face o atmosferă, dacă e plăcut să stai în preajma acelui om, dacă face un lucru frumos, așa, atunci e de dorit. Este o rătăcire contemporană. Oamenii, în loc să fie preocupați să identifice frumusețea caracterului cristic, preferă să consume spectacol religios. Și apoi cum e croiul fiecăruia? Că dacă îți place predica, te vei duce după predicatori. Dacă ești așa, o fire mai către rugăciune și lucrare a Duhului, să zic, pe partea aceasta a profeției, te vei duce la rugăciune și acolo se găsești. Dacă e înclinat înspre arte, se va duce după cântăreți. Și unul și altul, că cel rău are pentru toți. Te știe și pregătește ce-ți place. Și aici aș spune să veghem. E adevărat, ne dorim ca oamenii lui Dumnezeu să fie îmbogățiți cu daruri de la Dumnezeu, dar prioritate nu e harisma lui, ci caracterul lui.
Nu cât de îndrăzneală, cât îndrăzneală are. Uite, aici aș face o paranteză. Uneori s-ar putea să confundăm ungerea Duhului Sfânt pe care o dorim peste slujitori, să o confundăm cu arta retoricii, cu capacitatea născută sau cultivată de a vorbi în public. Oratori buni, vorba lui Pavel, vorbărețul veacului acestuia, așa a zis în 1 Corinteni, orator bun. Să nu confundăm oratoria, capacitatea de a vorbi în public, de a capta atenția maselor, de a vorbi oamenilor, cu ungerea Duhului Sfânt. Nu oriunde se vorbește frumos și electrizant și captivant este Duhul. Mult discernământ e necesar aici. I-am spus odată că decât să mă duc după cineva care îmi vorbește atât de frumos încât mă face și să plâng și să râd în timp ce mă lasă să trăiesc în păcat, mai bine să-mi pun așa bețe, scobitori, ca în desene animate, eram copil, mai cu aminte imaginea asta, și să ascult, e un frate la noi acolo care vorbește foarte rar, monoton, trebuie să fii tare bine odihnit ca să poți să-l ascult 10 minute. Dar tot din Biblie, zice. Și sănătos. Și curat. Mai bine pe el. Decât pe un amăgitor care ne încântă și ne descântă spre pierzare. Deci, grijă la caracter. Și acum, partea a doua. Deci, după ce am subliniat aceste 6 criterii, să le reluăm, atitudinea prorocului față de muncă și bani, atitudinea față de biserică, atitudinea față de autoritatea spirituală, perseverența în învățătura sănătoasă a Scripturii, accesele de grandomanie și caracterul moral a profetului. Acum, partea a doua, să ne ducem la mesaj. Cum să evaluăm mesajul? Lucrarea aceea care a fost pusă, mesajul care a fost transmis. Aici vă îndemn să fim atenți la următoarele criterii. Numărul 1. Acordul mesajului cu Sfânta Scriptură. Asta e de căpătâi. Orice dar care vine din partea lui Dumnezeu va conlucra în perimetrul stabilit de Scriptură. Se va subordona autorității Sfintelor Scripturi. Nu e posibil ca Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura să inspire pe un slujitor al lui Dumnezeu să vorbească în contradicție cu Scriptura. Nu e posibil asta. Duhul lui Dumnezeu a revelat adevărul în Biblie și adevărul din Biblie este suprem și este filtru suprem. Orice prorocie, orice predică, orice mesaj care se transmite trebuie să fie filtrat prin Biblie. Și apostolul Pavel a zis despre sine că dacă ar veni el, dacă ar veni un înger al lui Dumnezeu, sau zis el, chiar eu dacă aș veni să vă spun altă evanghelie decât aceea care v-am spus-o, să nu mă primiți, să fiu anatema. Dumnezeu nu schimbă cuvântul, chiar dacă eu pot cădea de la credință. Acordul cu Scriptura este fundamental. Orice prorocie care anunță ceva împotriva Scripturii nu este de la Dumnezeu. În dezacord cu Scriptura nu este de la Dumnezeu. Uitați o situație. O fată era curtată de un băiat. Pita lui Dumnezeu, cum zicem noi pe la Ardeal. Băiatul. Avea o singură problemă. Nu era pocăit. Dar în rest nu lipsea nimic. Numai n-avea pe Hristos. Și nici n-avea de gând. Îi plăcea de fată, fata de el, erau și colegi de serviciu, s-au cunoscut între ei, au găsit între ei atâtea elemente comune. Și acum, întrebare, oare vrea Dumnezeu să ne facem împreună familie? În Biblie spune să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Nu e voia lui Dumnezeu și înțelept ca o asemenea familie să fie făcută în acest context. Dar niște sfătuitori din jurul domnișoarei a zis, dar Domnul știe viitorul, da, dacă se va întoarce la Domnul, dar dacă tocmai măritișul ăsta tău va fi calea lui de mântuire, că ce scrie? Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Și scos-o din context pe Biblie. Hai să mergem la proroc. Și sunt telefoane.
Și a sunat în câte părți până auzit ce-a vrut. Vai de profetul acela care prorocește peste autoritatea Scripturii. Vai de el. Și vai de acela care ispitește pe Dumnezeu să vorbească prin proroci peste ce a vorbit Biblia. În final vei auzi ce vrei și o să pățești ca Balam și o să-ți blestem zilele când vei culege ce ai semănat. Ca Balam. Cuvântul din această dimineață vă îndemn să-l primiți cu discernământ, vorbiți-te dumneavoastră după aceea și socotiți dacă e înțelept și de la Dumnezeu. Eu l-am verificat de vreo 100 de ori până acum. Al doilea criteriu ține de scopul profeției. Este așa numitul test al scopului. În 1 Corinteni 14:3 ni se vorbește despre scopul profeției. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Deci, orientarea, obiectivul acestui dar este zidire, sfătuire, mângâiere. Uneori, Duhul lui Dumnezeu ne va sfătui atrăgând atenția asupra unor lucruri negative din viața noastră. Va pune în evidență niște greșeli pe care le-am făcut, niște păcate pe care le-am făcut. Poate chiar sfătuindu-ne, Duhul lui Dumnezeu va zice peste tine mânia lui Dumnezeu și dacă nu te pocăiești, se va întâmpla asta și asta. Găsim și în Biblie genul acesta de profeții. Dar vă rog să observați, chiar dacă descoperă lucruri neplăcute și anunță judecăți a lui Dumnezeu, întotdeauna direcția în care lucrează este zidire, sfătuire, mângâiere, ridicare, viață pentru sufletul acela. Un mesaj care vine de la Dumnezeu are în el această chemare înspre pocăință. Uitați-vă dumneavoastră, spre exemplu, la cele 7 scrisori scrise în cartea Apocalipsa către cele 7 biserici. În dreptul unora dintre biserici trebuiau spuse lucruri foarte grave și grele. De exemplu, bisericii din Efes. Domnul urma să-i spună esența mesajului. Am să-ți iau sfeșnicul din locul în care îl ai dacă nu te pocăiești. Deci te găsești pe marginea prăpastiei, așa imaginați-vă aici. Deci pe marginea prăpastiei te găsești. Erau în situația în care, datorită neurânduielilor spirituale, riscau să piardă recunoașterea lui Dumnezeu, recunoașterea mărturiei lui Dumnezeu, că ei sunt popor al lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Acolo erau. Asta urma să le spună Dumnezeu. Și uitați, vă rog, cum le-a spus. A început așa. Biserica din Efes. Iată ce zice Duhul. Știu faptele tale. Osteneala ta. Răbdarea ta. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu. Dar știi ce am împotriva ta? Deci după ce a încurajat-o, după ce a scos în evidență cu mare respect părțile pozitive ale ei, zice, am ceva împotriva ta. Ți-a părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te. Că dacă nu, îți voi lua sfeșnicul din locul în care îl ai. Și după ce te-a lăudat în 6 puncte și ți-a dat așa o palmă grea că ți-a sfeșnicul, că ești în pragul lepădării, ți s-o tăia inima, ți s-o dus bucuria, nici nu-ți mai trebuie nimic. Și atunci Domnul mângâietor îi spune, auzi, ai totuși ceva bun. Ai lucrul acesta bun. Tu urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Eu vin inima la loc și a zis, chiar mă iubește Domnul. Hai să mă pocăiesc. Ați văzut cum i-a vorbit? Duhul lui Dumnezeu nu va veni cu barda aia purând steaguri de doliu deasupra caselor ca toate mamele să fie speriate și să nu mai știe unde și cum. Că și din acestea am auzit. Deci, scopul. Prorocia, al treilea criteriu, trebuie să lucreze în direcția rodirii Duhului. Adică, ea trebuie să construiască caracterul cristic.
Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și apoi celelalte trăsături de caracter, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, într-un cuvânt, caracterul lui Hristos. O prorocie care vine de la Dumnezeu va încuraja, va promova cultivarea acestor virtuți. Nu te va încuraja la rele, la păcat, la răzvrătire, la separare de Dumnezeu, la dezbinarea bisericii, ci te va încuraja în direcția caracterului Domnului Iisus. 4. O prorocie de la Dumnezeu o vom recunoaște că este autentică prin faptul că se va împlini. Mesajul ei se va împlini. Deuteronom 18:20-22. Dacă prorocul care va avea îndrăzneală să spună numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate vei zice în inima ta, cum voi cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Și acum, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul, prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Trebuie să avem grijă cu partea aceasta împlinirii. O, câte prorocii n-au fost și în pandemie. Câți n-au văzut numai morți pe marginea drumurilor și periau lumea cu tot felul de prorocii și vedeau anticriști și 666 pe tot locul și în bârg de seringă. Și-au vorbit în numele lui Dumnezeu de asta. Cu alea ce face? Nu s-a împlinit. De bună seamă că noi avem o deschidere pozitivă. Și m-a fost situații, frate, cred că acolo a fost o greșeală. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Ceva a fost acolo rău. Hai să vedem cum tratăm problema. Nu-i de abandonat un asemenea frate. Poți greși și predicatorii greșesc. Sau nu greșim, frate Marc? Se poate crește în orice slujire, inclusiv în cea profetică. Uite, noi la Sibiu am făcut odată o greșeală, tare ne-a costat. Erau pornite pe acolo tot felul de lucrări care nu erau din Duhul Domnului și avem de luptat cu ele. Și am spus ferm, așa nu-i bine, așa nu-i bine, așa nu-i bine. Știți unde am greșit? În timp ce ziceam cum nu-i bine, am uitat să zicem cum e bine. N-am pus partea pozitivă. Oamenii s-au descurajat, au început să se teamă și care avea de la Dumnezeu s-o temut ca să mai lucreze, că frații ăștia stau și pe noi și decât să intrăm în gura lor, mai bine ne păzim. Și în câțiva ani am ajuns fără proroci în biserică. Asta era mai mulți ani în urmă. Și am zis, nu-i bine ce am făcut. Duhul Domnului ne-a călăuzit să chemăm din alte părți oamenii lui Dumnezeu pe care știam cu daruri verificate de prorocie. Am făcut împreună seri de rugăciune, de stăruință. Oamenii au început să prindă învățătură și curaj. Domnul ridica și dintre noi și ne-am vindecat. Deci există această posibilitate de a crește. Și aici este foarte importantă atitudinea de ascultare a aceluia care are dar. Am admirat foarte mult felul în care frați au venit. Spre exemplu, am avut o situație. Una dintre surorile dintr-o adunare de acolo a avut o profeție care n-a fost clară. Nu numai n-a fost clară, a fost chiar o problemă mai serioasă la mijloc. Și atunci, împreună cu frații din conducerea bisericii, am socotit că este de voie să stăm de vorbă și cu respect și cu gând de a veghea asupra lucrării lui Dumnezeu, am cerut acestei surori să se oprească din prorocie. O vreme. O vreme să se oprească. S-a uitat la noi și a spus fraților, voi asculta. Mă mir și eu și mă îngrozesc ce s-a întâmplat cu mine de am putut să spun ce am spus și nu s-a adeverit. Eu vreau să fiu mântuit, fraților. Eu nu vreau de la oameni laude și nu slujiri. Eu doresc să fiu mântuită. Stau sub autoritatea voastră și când îi zice vreodată să mai prorocesc, dacă îmi dă Domnul, voi proroci, dacă nu, în veac. Eu vreau mântuire.
acasă. Oamenii nu știu de asta. Și ca alaltă ieri, telefonul. Soră, pune înaintea Domnului, am o cauză. Ce faci în situația aia? Hai cu noi la rugăciune, când mergem acolo. Ce faci în situația aia? Sora aceea a spus, fraților, pare foarte rău. Sunt într-o vreme de cercetare. Frații din conducerea bisericii mi-au spus că nu pot sluji o vreme. Chemați pe alții. Și alții au zis, dar ce? După ei de ei? Care sunt împotriva lucrării Duhului Sfânt. Și sora a zis, nu mă ispitiți. Și uitați că sunt pe lume. Ștergeți în telefonul. Văzându-i atitudinea, nici după 3 luni, chemat-o la stare de vorbă, sora îți dă Dumnezeu lucrări. Și a zis, da. Ați dat drumul la vreuna undeva? Nu. Vă rugăm frumos să slujiți de aici înainte. Atitudine de ascultare. Dar am avut și din acelea. Nu, eu ascult numai de Duhul Sfânt. Nu de oameni. Că au zis Duhul Sfânt că dacă pun talentul la ștergar, mă pune în țărâna pământului. Și eu nu vreau asta. Așa că numai de Duhul Sfânt ascult. De oameni nu. Când veți auzi pe cineva spunând așa, acolo nu e Duhul lui Dumnezeu. Ăla-i duh de rătăcire și obraznic. Revenim. O profeție de la Dumnezeu nu promovează rebeliune și nici neascultare. Nu va încuraja răzvrătiri și neascultări. Aici avem cuvântul din Deuteronom 13, de la 1 la 5. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, atenție vă rog, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit. Aici e complicat. Uitați vă rog cum urmează. Ți-a vorbit zicând, haidem după alții Dumnezei, Dumnezei pe care nu-i cunoști. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Și aici există o problemă. Dar frate, s-a împlinit, minunea s-a întâmplat. Înseamnă că asta e calea. Calea este revelată în Scriptură. Și acum cuvântul Domnului spune aici că Dumnezeu îngăduie situații din acestea în care cineva care nu-i mânat de Duhul lui Dumnezeu să poată pune în evidență un semn sau o minune cu obiectivul de a testa fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Ca să vadă Dumnezeu dacă într-adevăr îl iubești și inima ți-e lipită de El și de cuvântul Lui după ce te conduci. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre minuni mincinoase. Semne mincinoase, minuni mincinoase. Asta nu înseamnă că sunt, nu găsesc cuvântul potrivit, false, în sensul de contrafăcute, fake. Zreale, nu-i fake. Dar e mincinoasă, în sensul că are origine demonică. Anticrist va face asemenea miracole, autentice în substanța lor, false, mincinoase în originea lor. De la cel rău, nu de la Dumnezeu. Le vom recunoaște prin faptul că niciodată un mesaj de la Dumnezeu nu va promova răzvrătire, rebeliune, neascultare. 6. O prorocie de la Dumnezeu nu anulează libertatea creștină și nici nu ia pacea. Când zic nu anulează libertatea creștină, mă refer la faptul că potrivit cuvântului Domnului, creștinului este garantată de Dumnezeu prin cuvânt acele spații în care este liber să trăiască cum consideră de cuvință. Să dau un exemplu. Problema căsătoriei. Frate, va întreba cineva, vreau să mă însor, oare păcătuiesc dacă mă însor? Răspunsul este nu, însoară-te. Frate, dar dacă nu mă însor, e bine? Păi bine și așa, nu te însura. Păi frate, sunt încurcat, acum cum să fac? Bă, cum vrei. Că te însori, că nu te însori, este treaba ta. Dumnezeu te binecuvântează și în celibat, te binecuvântează și în căsătorie. Bun, acum intrăm pe detalii. Să se căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Adică sunt niște principii pe care trebuie să le respecti și respectând acele principii, ești liber să alegi cu cine vrei. Peste asta nu poate să treacă niciun profet.
să fie clar. El nu, Duhul lui Dumnezeu nu va veni peste, nu va anula o libertate garantată prin cuvânt, impunând. Și fata a zis, apoi, pentru mântuire, pentru Domnul Iisus, mă mări, și dacă nu mi-e drag de El, și dacă n-am auzit bine de El, dar dacă a zis, Domnul, ascult, că doar mai greu a fost de Domnul Iisus care a murit pe cruce decât să mă mărit. Și s-a dus, naivă. Păi acum, frate Daniel, suntem prieteni de atâția ani, de-ar fi așa la o cununie, să întrebăm mireasa, din dragoste și nesilită de nimeni te mări. Și a să zică, nu frate din dragoste, ci că ascult de prorocie. Ai mai cununat-o? Normal că n-apucă să ajungă aici. Avem noi filtrele noastre până aici. Ei, prorocia nu promovează frică, chiar dacă mustră și chiar dacă avertizează. Va rămâne în atmosferă nota speranței. Pentru că Dumnezeu când vorbește, vorbește ca să dea viață. Orice ar spune, frații mei, orice ar spune Duhul Sfânt printr-o prorocie, când vorbește, vorbește spre viață. Chiar dacă mustrarea îi dintre cele mai tăioase. Rău e când nu mai vorbește. Rău e când tace. Când Dumnezeu părăsește pe cineva, nu-i mai vorbește. Câte vreme îți vorbește și dacă te amenință cu judecăți, ca pe Ahab, bucură-te! N-are Dumnezeu în gând să facă ce-o zis, că de avea în gând făcea fără să-ți mai zică. Are în gând să te trezești, să te pocăiești. Eu așa am înțeles Scriptura. 8 ține de mărturie interioară, lăuntrică. Duhul care locuiește în noi ne va confirma că mesajul acela vine de la Dumnezeu, vorba celor 12 Emaus, nu ne ardea inima în noi. Mesajul apoi trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu, Hristos să fie înălțat și ultimul criteriu, mesajul trebuie să fie concret și să fie la obiect. Uneori, mesajele foarte generale, lipsite de substanță, le putem explica aceste mesaje în două feluri. Fie este faza de început, pruncie, de inițiere, primii pași în lucrarea profetică, acelui care primește dar de prorocie și începe încet, încet să crească, să se formeze, am putut băga asta de seamă, fie părere omenește. Una din două. Și ne vom da seama în funcție de atitudinea acelui care slujește. Dar în esență, mesajele care vin de la Dumnezeu sunt concrete și sunt la obiect. Îngăduiți-mi pentru slava lui Dumnezeu, în încheiere, să vă împărtășesc o asemenea experiență. În urmă cu ceva timp, nu foarte mult timp, am traversat o perioadă complexă. M-am îmbolnăvit, eram destul de bolnav și eram și descurajat. Pe fondul oboselii, a descurajării, am început să-mi pun întrebări, care-i planul lui Dumnezeu cu mine și rostul meu? Am vizitat, cum călătoresc în multe părți, o comunitate în Australia. Și acolo, frații binevoitori, frate Nelu, avem nevoie de un slujitor, nu vrei să rămâi aici la noi? Și am zis, mă rog Domnului, mă duc acasă, stau de vorbă cu soția și ne rugăm. Așa am făcut, m-am dus, am vorbit și frații insistenți o trimis la noi, oameni. O simțit ei că trebuie să insiste. Ne-au convins să mai mergem o dată împreună acum acolo. Ei, de data asta au fost și mai convingător. Am revenit acasă, ne-am rugat și am avut eu așa în sufletul meu decizia. Clar, asta fac. Cât am alergat eu încolo încoace să mai meargă alții, nu mă mai duc nicăieri, îmi fac bagajele și mă mut în Australia. Decizie luată în casa noastră, nespusă la nimeni. În zilele acelea, una, două, înainte să apuc eu să spun cuiva ceva, un frate de la noi din adunare, Ranca, Ionic îl cheamă, îmi zice, frate Nelu, nu vii cu mine până la o familie? Trebuie să vizităm o familie undeva. Nu vii cu mine? Zic, bă, da. Când am intrat în casa acelor oameni, oamenii se pregăteau să se roage. Ne-am aplecat și noi în genunchi, ne-am rugat și printr-o femeie cu dar de prorocie din locul acela a ieșit o prorocie pentru mine. Așa-ți vorbește Domnul bărbatule, pentru mine a fost.
Să nu zici, nu mă mai duc. Eu te-am chemat să te duci și te vei duce. Să știi însă că în drumurile tale unii oameni vor spune, rămâi la noi. Tu să nu-i asculți, zice Domnul, pentru că toate drumurile tale trebuie să aibă dus și întors. Asta a fost prorocia. Am încremenit. A continuat spunând, pentru întărirea ta, zice Domnul, ia 10 zile deosebite. Aici am zis, stai un pic, asta nu-i de la Domnul? Cum să înceară mie Dumnezeu să postesc 10 zile în situația în care mă găsesc cu sănătate? N-are cum fi de la Domnul. Numai că prorocia nu s-a terminat. Sora Valica, așa o cheamă, cunoște acum și slujește Domnului și acum cu acest dar, a zis, dar nu de post, zice Domnul, că eu care am făcut omul, știu ce poate și ce nu poate. Nu de post! 10 zile deosebite să fie. Asta a fost prorocia. Clar, scurt, la obiect. N-am mai avut ce comenta. Nu mai trebuie să întâlmăcească nimeni nimic. Însă acasă, pe când îndurat, spus soției situația, să asta e, ascultăm de Dumnezeu. Și o zic, dar ce-o fi ale 10 zile deosebite? Și ea, așa care e foarte pragmatică, îmi zice, auzi, dacă-s deosebite, înseamnă că de alea n-ai. De-aia sunt deosebite, că n-ai. Ia să vedem ce fel de zile n-ai tu. Și-o interpretat că mi-ar trebui un pic de liber. Mi-a convenit. Prea mult alergam și s-au adunat multe până n-am mai putut. Ei, Duhul lui Dumnezeu, ce m-aș fi făcut, mă întreb, de mă lăsa Dumnezeu de capul meu în acele decizii? V-am dat doar un exemplu. Acasă am un caiet cam așa de gros. Și în caietul acela sunt scrise lucrări de când m-am întors la Dumnezeu. Și în telefon, acum mai nou cu telefonul. Sute. Poate nu chiar sute, dar 110, cred că sunt. De la rugăciune. Eu cred asta, frații mei. Și la institut promovăm asta. Noi suntem credincioși după Noul Testament, Biserica Pentecostală. Dar nu înghițim orice. Nu și-are locul aici oricine. Ci numai aceia care sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu. Vă îndemn să fiți veghiatori, să aveți deschidere pozitivă și dacă băgați de seamă, frați slujitori, că în adunare se ridică cineva cu dar de prorocie, încurajați-l veghindu-l. Încurajați-l veghindu-l. Și de greșește să nu fie tare ucărât. Te ascultă, îi nădejde. De n-ascultă, aia a fost ultima prorocie. Și așa ne păzim. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să vă binecuvânteze. Amin.